Bună ziua, domnul Gabriel Mutu, primar al sectorului 6, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule primar, și vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. În primul rând, la mulți ani pentru anul. La mulți ani, da. Guvernul Ludovic Orban a anunțat că își va asuma răspunderea pe legea primarilor în două tururi. Practic, se va reveni, așa cum spune guvernul Ludovic Orban, la alegerea primarilor în două tururi. PSD însă a anunțat că va depune moțiune de cenzură. Cât de mult schimbă calculul dumneavoastră pentru un nou mandat trecerea la alegerea primarilor în două tururi? Sau schimbă în vreun fel calculul pentru un nou mandat? În primul rând, aș vrea să punctez faptul că unui primar care și-a făcut treaba nu este frică că avem două sau trei tururi, pot fi și cinci. Însă cred că avem cu toții obligația, în primul rând, să respectăm legea fundamentală a țării, respectiv Constituția, și mai mult de atât să respectăm deciziile care ne vin inclusiv de la forurile internaționale, așa cum chiar domniile lor veneau și spuneau că suntem obligați noi, guvernanții din România, parlamentarii, cei care practic sunt în linia întâi a politicii românești, să respectăm deciziile și recomandările care vin din forurile internaționale. Pe acest subiect putem discuta foarte mult. Ce este trist, că această formulă legislativă, dacă aș putea spune, a fost cumva promovată, susținută, chiar de către un membru marcant al PNL-ului în anul 2012. Deci, în 2012, practic, da, trecem de la două tururi. La un singur tur, pe niște argumente care au convins la acel moment că este bine să facem acest lucru, că practic noi aveam două tururi de scrutin, ca să ne înțelegem. După care avem două runde de alegeri cu această formulă și când nu le mai convine formula, adică nu le mai iese lor pasența din calculul matematic politic, vor să revină la două tururi, încălcând pur și simplu sau călcând în picioare Constituția României și deci deciziile Curții Constituționale. Deci cum vă explicați trecerea aceasta de la... Pur și simplu, este, în primul rând, cred că ar trebui să analizăm și aspectul legat de temerea pe care actualii guvernanți o au vis-a-vis de ceea ce s-ar putea întâmpla în toamnă. Pentru că vedem foarte bine, se iau măsuri atât de agresive față de ceea ce înseamnă bunăstarea românilor în general și cred că este singura soluție, asta înțeleg, așa înțeleg și interpretează dânsii, Să vină cu alegerile parlamentare cât mai aproape de momentul actual, astfel încât măsurile pe care le vor lua în continuare să nu fie decontate politic la vot. Ăsta este motivul pentru care, de fapt, vor să facă și alegerile anticipate și să modifice și varianta, formula de lucru pe legislația electorală cu alegerea primarilor în două tururi. Repet, unui primar care își face treaba nu are de ce să-i fie frică că are două tururi. Eu sunt un primar care de la bun început, din secunda numărul 1 când am intrat în primărie, mi-am făcut treaba în interesul cetățenilor, în interesul locuitorilor sectorului 6 și am făcut-o bine. Cu alte cuvinte... Deci nu vă temeți de trecere la două tururi de scrutin. Revin, nu este normal să încalci legislația țării doar pentru a-ți atinge tu un scop electoral, cum să spun, care nu face decât să-ți arate adevărata fața ta ca politician. Deci ți-e frică de măsurile pe care ai început să le iei, de altfel să vedeți ce măsuri antipopulare se promovează în guvernul Orban și bineînțeles că le este frică să nu deconteze aceste măsuri în alegerile care ar avea loc la termen în toamnă. Și deci PSD va riposta printr-o moțiune de cenzură. Moțiune de cum cenzură? Stau calculele la momentul acesta? Bun, trece? Știți, la o moțiune de cenzură există negocieri politice. Există colegi de-ai noștri care la momentul moțiunii inițiale care a pus în funcție acest guvern PNL, au votat pentru acel guvern. Dar cred că aceiași colegi vor vota acum, de această dată, împotriva acestui guvern care nu face decât să distrugă tot ceea ce a fost bine implementat și bun implementat pentru aveți informații acestei țări. În sensul ăsta, că cei care au votat au pus în funcție social-democrații care au pus în funcție guvernul, vor vota moțiunea? Da, bineînțeles, pentru că avem colegi social-democrați care au făcut pasul în lateral, s-au dus la pro-România la momentul în care noi eram la guvernare și au votat moțiunea de cenzură prin care a căzut guvernul PSD. Cu alte cuvinte, ai fost de acord să vină un alt guvern, respectiv PNL.
Dar de această dată, cred că aceiași colegi vor vota împotriva actualului guvern pentru măsurile care acest guvern le ia și cred că vom avea succes cu această moțiune de cenzură. Deci dacă moțiunea trece, practic cade și proiectul privind alegerea primarilor. Este asumare și vreau să vă mai spun ceva. Avem 2 luni de zile în care am avut nici nu știu câte asumări, 4, ar fi a 5-a asumare, nici nu știu a câta asumare. Este exact aceeași atitudine pe care în anul 2009, dacă mi-aduc corect aminte, Partidul Democrat Liberal exact asta făcea. Când voia să forțeze ceva, venea cu asumarea răspunderii guvernului în Parlament, fără să dea dreptul parlamentarilor să vină cu amendamente, să gândească o lege corectă pentru țara asta și făceau și își asumau răspunderea. Ei justifică exact prin faptul că nu au majoritate în Parlament și că este greu de construit o majoritate. Ascultați-mă puțin, în momentul în care ești la guvernare și ai picat o moțiune de cenzură, ai trecut o moțiune de cenzură împotriva guvernului PSD cu o majoritate în Parlament, nu poți invoca că nu ai majoritate. Deci dânsii invocă o stare care în realitate nu există. Deci nu poți să spui că n-ai majoritate în contextul în care, repet, ai fost investit de o majoritate. Păi da, de exemplu, moment, domnul Victor Ponta a votat atunci investirea, acum aparent nu mai e aproape de, păi, e aproape de PSD. O secundă, depinde la ce, despre ce discutăm. Pentru că dacă vii și îți faci asumare, îți asumi răspunderea pe o lege, gen cum este bugetul, legea bugetului pentru anul 2020, niciodată nu s-a întâmplat așa ceva. Dacă guvernul PSD ar fi făcut acest gest, păi cred că ar fi venit și ar fi turnat benzină pe guvern. Nu știu ce s-ar fi întâmplat. Creează niciodată un precedent periculos? Normal că creează un precedent periculos. Este prima oară când se face asumare pe o lege atât de importantă. Dar știți cum este? Niciodată nu este suficient să spui că este prea mult. Pentru că guvernul, repet, la momentul 2009, condus de aceiași oameni care îi regăsim astăzi în PNL, au votat prin asumare legi extrem de importante pentru România. Discutăm de codul de procedură, codul penal, codul de procedură penală, legi care în mod normal ar fi trebuit dezbătute în Parlament. Exact ce invocau dânsii când erau în opoziție. Spuneam așa, dom'le, veniți cu legile în Parlament ca să le putem corecta, să le putem adapta pentru ceea ce este cu adevărat nevoie în țara asta. Și acum ce faci? Exact ce tu reclamai, aia faci. Deci, asta vă spun, din păcate au o abordare atât de nedemocratică încât mi-este greu să accept că acest partid, când era în opoziție, susținea anumite măsuri pe care astăzi le implementează la 180 de grade. Aduceți-vă aminte de creșterea alocațiilor pentru copii. Este un proiect, a fost un proiect de lege susținut de PNL. Noi astăzi, când suntem în opoziție, am votat pentru creșterea alocațiilor pentru copii. Dar cine nu sunt bani. Asta cine spune guvernul Orban, că nu sunt bani pentru dublarea alocațiilor. Nu vă supărați. S-au împrumutat peste 40 de miliarde de lei în ultimele 2 luni de zile. Dumneavoastră, ce ați văzut că s-a întâmplat în ultimele 2 luni de zile? S-au tăiat bugetele pentru programele care chiar au adus bunăstare României. Și aici discutăm de PNDL, s-au tăiat bani din bugetele anumitor entități administrativ-teritoriale, cu alte cuvinte, bani din investiții. Păi dacă banii nu s-au dus în investiții, banii nu s-au dus în autostrăzi, banii nu s-au dus în, nu știu, în pensii, în salarii, atunci unde s-au dus banii? Pentru că eu nu regăsesc nici eu sau nu pot să dau o explicație logică la ceea ce se întâmplă. Când spui că nu ai bani, da, atunci nu te lansezi să faci 2 tururi de scrutin, nu te lansezi să aduci alegerii anticipate, să le aduci de la care e o cheltuială în plus, de zile, să le aduci mai aproape de momentul care îți convine ție. Pentru că reprezintă o cheltuială în plus. Și atunci cum te plângi că n-ai bani? Mă întreb și eu public, unde s-au dus cei 40 de miliarde de lei care au fost împrumutați? 2 luni de zile, 40 de miliarde. Unde sunt banii ăștia? În ce relații mai sunteți cu doamna primar Gabriela Firea? Știu că ați avut o dispută în vară, inclusiv cu viceprimarul Aurelian Bădulescu. Vreau să clarific. Dispute pe teme administrative nu am avut niciodată cu niciun coleg de-al meu din București. Noi am avut dispute pe teme politice, era vorba de o abordare politică pe care fiecare dintre noi o interpreta diferit la acel moment. Clar că nu a făcut bine nimănui momentul respectiv, însă ce pot să spun este că astăzi am revenit la aceeași abordare și aceeași atitudine pe care am avut-o împreună până la acel moment și scopul nostru este același, de a dezvolta capitala și sectoarele
Bucureștiului și, bineînțeles, să mergem înainte în echipă. Asta se întâmplă în acest moment. Dar cu Aurelian Bădulescu, viceprimarul? Am o relație excepțională. Ați rămas în relații excepțională, bune? Da, cu, fără niciun fel de resentimente sau, eu știu, alte sentimente neplăcute pe care le-am avut la momentul respectiv. Repet, interesul nostru este ca în acest moment partidul nostru și noi ca și oameni care lucrăm în administrație să arătăm bucureștenilor că cei 3 ani și jumătate cât am fost în administrația bucureșteană am adus plus valoare. Și asta s-a întâmplat în toate sectoarele. Adică punctual putem discuta. Eu aș vrea să mă rezum doar la sectorul 6. Pot discuta și, și despre măsuri foarte bune care au fost luate la nivelul Bucureștiului. Ajungem și însă, acolo. Însă pot, așa sintetizând în câteva cuvinte, să spun că Bucureștiul în 3 ani și jumătate s-a îmbunătățit vizibil. Diferența este atât de mare față de momentul 2016 încât ar fi foarte mult de vorbit pe acest subiect. Știu că în Partidul Social Democrat va avea loc un congres. Până la urmă, nu știm exact, pe 1 martie, la sfârșitul februarie, când va avea loc acest congres? Bun, discuțiile sunt în felul următor. Cel mai probabil, congresul va avea loc în prima parte a lunii martie. Și bineînțeles, toate organizațiile județene au îndeplinit condiția statutară de a-și valida conducerea prin conferințe ordinare sau extraordinare, inclusiv la sectorul 6 noi am avut conferință ordinară de alegeri în care am fost reales în funcția de președinte al organizației județene. Astăzi avem o conferință în care se va vota, se va da mandatul unui coleg de-al nostru pentru candidatura la primăria sectorului 6 și recunosc că mi-a manifestat intenția de a merge mai departe și este în premieră, n-am mai anunțat până acum nicăieri că intenția mea este de a merge mai departe în acest proiect pe care l-am început în 2016 și... Voți fi doi candidați de la PSD care sensul, se... Nu, conferința practic validează candidatura celui care reprezintă partidul în alegerile locale din 2020, din mai, iunie, când vor fi ele, la sfârșitul lunii mai. Și asta se întâmplă în conferința extraordinară pe care o avem în această seară la nivelul sectorului 6. Dar sunteți doi candidați, nu? Nu, unul singur. Doar dumneavoastră v-ați... Unul singur în sensul că mi-a manifestat intenția de a merge mai departe în acest proiect. Ar trebui să candideze Marcel Ciolacu. El acum este președinte interimar al partidului, dar ar trebui el să candideze pentru o funcție de plină la congres? Eu sunt de principiu că oricine are dreptul să candideze. Și da, cred că Marcel Ciolacu este potrivit să meargă mai departe cu acest mandat de președinte. Chiar dacă este președinte interimar azi, eu cred că Marcel Ciolacu are toate șansele să fie ales președinte în congresul extraordinar pe care îl avem în luna martie. Dar trebuie să fie mai mulți candidați? Păi știți cum este, democrația indică și această variantă de lucru. Poți avea mai mulți candidați. Istoria ne arată că a fost câte unul și de-aia întreb. Eu cred că de data aceasta ar trebui ca cel care își dorește să ducă această complicată poziție, pentru că Partidul Social Democrat trece printr-o perioadă complicată. Deci cel care își asumă această obligație de a duce mai departe și de a redresa cumva și moderniza Partidul Social Democrat, să vină cu o moțiune, să vină să prezinte un proiect, un program, o echipă. Cred că trebuie să depășim momentele alea în care alegem un președinte și nu ne mai interesează cine este lângă el. Eu cred că membrii acestui partid, Congresul Extraordinar, trebuie să aleagă o echipă, dar care să fie prezentată membrilor de partid printr-o asumare clară, printr-un proiect, printr-un program, practic printr-o moțiune pe care o depune. Cine dorește să contracandideze sau să candideze la funcția supremă în partid, trebuie să facă acest lucru. Avem două persoane care vor candida cu două moțiuni. Foarte frumos. Eu, în momentul de față, cred că Marcel Ciolacu îndeplinește toate condițiile să ducă mai departe această poziție de președinte al PSD. Are o abordare foarte corectă. Asta contează foarte mult în primul rând într-un partid. Are viziune, are deschidere pentru tot ceea ce este nou și niciodată nu s-a opus unei discuții chiar și
puțin mai tăioase, da? Că știți cum este, într-un partid nu trebuie să fim toți de acord cu cineva. Da, e și democrație. Da, și este foarte echilibrat. Deci omul potrivit, da, în locul potrivit. Da, este potrivit pentru această funcție. Și cred că, cel puțin din partea mea, are susținere. Ne mutăm acum, părăsim zona, da, politică și ne mutăm pe zona administrativă. Știu că ați anunțat dumneavoastră că veți avea sau ați avut, nu știu, să ne spuneți dumneavoastră, o discuție cu consilierii primăriei sectorului 6 privind bugetul pe 2020. Așa este. Care sunt concluzii? Ați avut întâlnirea? Da. Urmează? Ieri am avut prima întâlnire, a fost o întâlnire tehnică cu membrii Consiliului Local. Am dorit să fac această întâlnire pentru a evita să se mai susțină faptul că, dom'le, n-am știut, nu am avut acces, nimeni nu ne-a explicat. De data aceasta, eu am stat în fața consilierilor locali, cu toată echipa din primărie implicată, de la directorul, de fapt, cu toți directorii din direcțiile subordonate Consiliului Local, pregătiți să dăm explicații pe absolut orice capitol sau pe toate capitolele prezentate în proiectul de buget pe care noi l-am urcat în dezbatere. Și au venit bineînțeles, toți? Au venit parte din, nu au fost toți, sunt consilieri din partea unui partid politic care nu s-au prezentat, n-a venit nimeni din partea acelui partid politic, în rest toate la partidele. La ce partid vă referiți? La, aveți dumneavoastră o singură variantă de răspuns. Nu știu. Nu ghiciți? PMP, PNL, care? PNL, așa. Și bineînțeles că nu s-au prezentat. De la PNL n-a venit nimeni. Nu a venit nimeni. Știți cum este când îți asumi... Deși i-ați anunțat. Când, bineînțeles, când îți asumi răspunderea pe bugetul național și nu te interesează dacă asta e bun, dacă e... Mă dă seama, atunci nu te interesează să te mai duci la bugetul unei localități, la bugetul unui sector. Pur și simplu. Dar v-au dat un motiv, da, pentru care... Nu. Nu au dat niciun motiv. Însă, nu asta contează pentru mine sau pentru noi. Ideea asta în felul următor. Încă de la preluarea mandatului în 2016, filozofia mea a fost următoarea. Să coborâm nivelul cheltuielilor materiale pe care noi le înregistrăm în fiecare an și să creștem nivelul sumelor alocate pentru investiții. Lucrul ăsta s-a întâmplat în fiecare an. Din 2016, din păcate n-am făcut eu bugetul în 2016, chiar dacă la jumătatea anului am preluat mandatul de primar, dar din 2017 filozofia aceasta a fost. Anul acesta, cu toate sumele, dacă luăm sumele atrase, practic fondurile care vin din surse de finanțare externe, le adăugăm la bugetul propriu, avem aproape 45-47% bani alocați pentru investiții. Anul trecut am avut peste 600 de milioane de lei direcționați către investiții. Iarăși am avut, cred că a fost anul cu primul buget enorm alocat pentru investiții. Și de ce? Pentru că a fost și anul în care noi am reușit să deblocăm absolut toate proiectele care erau fusese blocate în administrațiile trecute. Pentru mine a contat așa, să am, spre exemplu, proiecte deblocate pe partea de reabilitare termică, pentru că este elementul cel mai important din, hai să spunem, confortul unei comunități. Partea de infrastructură rutieră, care la fel era blocată neavând proceduri valabile făcute, și timp de un an și jumătate am lucrat alături de echipa pe care o conduc să deblocăm toate aceste proiecte. Asta nu înseamnă că în acel an și jumătate nu am făcut, pentru că astăzi, spre exemplu, sectorul 6 este sectorul cu toate parcurile modernizate, cu 90% din locurile de joacă pentru copii modernizate, cu 270 de străzi, alei, peste 1000 de alei de blocuri, spre exemplu, refăcute integral, cu mii de locuri de parcare construite de la zero și parcări construite de la zero, bulevarde modernizate, o clinică medicală pe care am pus-o în funcțiune pentru că așa am promis înainte de a fi primar, și bineînțeles alte proiecte mari, cum ar fi Centrul Cultural European, Centrul Cultural Favorit, care pur și simplu fusese blocat de vechea administrație și am reușit astăzi când discutăm să ieșim cu el din pământ. Deci practic, vedeți, elemente care timp de 27 de ani n-a reușit nimeni să le facă, noi am reușit să le facem între ani și jumătate. Dar sunt proiecte pe care, nu știu, vi le-ați propus și n-ați reușit să le terminați în acest mandat și doriți să... Da, vă dau un exemplu. Noul mandat, să le continuați sau să le începeți? Da. Sunt proiecte pe care
le-am avut în cap, le-am discutat încă de la începutul mandatului meu și aici vă dau exemplu legat de locuințele sociale. Vrem, nu vrem, o comunitate are nevoie și de susținerea celor care sunt în nevoie. Dar nu neapărat, pentru că avem foarte mulți tineri, familii tinere care trăiesc drame, pur și simplu, trăiesc la propriu pe stradă, au copii, trăiesc în subsoluri și neavând posibilitatea să le pui la dispoziție o locuință, pur și simplu faci un mare păcat, în primul rând, pentru tine ca om. În 2016 am spus așa, domnule, trebuie să demarăm proiectul, acest proiect de construire de locuințe sociale pentru oamenii din sectorul 6. Astăzi este pentru prima oară după 12 ani când am reușit să începem să ne apucăm de un astfel de proiect. Deci un proiect început. Tot ceea ce spun acum eu sunt proiecte finalizate sau începute. Aș putea să spun că nu există proiect pe care mi l-am dorit, am considerat că este benefic comunității pe care să nu-l fi început. În absolut toate domeniile, începând de la grădinițe. Avem grădiniță, una dintre cele mai mari grădinițe din sector care se construiește astăzi. Am ieșit cu ea din pământ, suntem în faza în care începem amenajările interioare. Grădiniță cu peste 200 de locuri în zone unde este nevoie de astfel de investiții. Avem școlile, spre exemplu, cu spații modernizate. Toate școlile din sectorul 6 au toalete moderne, așa cum nu găsești în străinătate. Adică intri în toaletă și ți-e drag să te duci să te speli pe mâini. Știu că aveți și un program școală în școală. Școală după școală. Sau școală după școală. Școală după școală, da. L-ați demarat când? Programul școală după școală, el a fost început înainte de a fi eu primar, însă, din păcate, era subfinanțat. Ce am făcut eu? Prin dialogul pe care l-am avut cu reprezentanții școlilor, cu reprezentanții părinților, am reușit astăzi să avem peste 6500 de copii pentru care zi de zi noi le oferim o masă caldă. Cât de mare e cheltuiala? Nici nu contează. Cât va costa din buget? Deci cheltuiala pentru programul școală după școală, cu tot cu plata profesorilor care rămân după orele plătite de Ministerul Educației, se ridică undeva la 20 de milioane de lei pe an. Nu este o sumă mare când vorbim despre copiii noștri, că până la urmă, dacă noi nu investim în copii, nu investim în nimic. De aceea spun, toate investițiile pe care noi le-am făcut și cheltuielile pe care le-am susținut an de an, nu au făcut decât să meargă în interesul cetățenilor și interesul locuitorilor din sector. Pentru că aici nu discutăm doar despre programul școală după școală, discutăm și despre confortul pe care copiii l-au în școală, discutăm și despre siguranța copiilor atunci când ies și își petrec timpul în locuri de joacă, spre exemplu, sau în parcuri. Pentru că dacă ar fi să discutăm concret, pot să spun așa, înainte de 2016 nu exista lună în care primăria să nu fie amendată pentru că pune în pericol viețile copiilor în locurile de joacă care erau neamenajate. Toate. Să știți că a face în 3 ani și jumătate 270 de străzi, toate parcurile, toate locurile de joacă, spațiile verzi modernizate, toate toaletele din școli, o clinică medicală, nu sunt lucruri puține. Gândiți-vă că lucrurile astea puteau fi făcute înainte. 27 de ani nu le-a făcut nimeni. Le-a făcut administrația actuală. Și ca și noutate, ca să vedeți că există și inovare în ceea ce facem noi, da? Suntem singura administrație din România care în această perioadă de după Revoluție, din 89 încoace, care a construit un parc în inima sectorului de la zero. Am transformat, de fapt, un spațiu industrial, o groapă de gunoi, într-un spațiu verde, într-un parc modern, 20.000 de metri pătrați. Bănuiesc că ați fost informată sau ați văzut și dumneavoastră la știri, este noul parc din sectorul 6, sub denumirea Parcul Timișoara, și care, cum să spun, îți oferă toate condițiile să te simți perfect atunci când mergi și petreci timp în aer liber. Cât de mult v-a costat acest parc? Parcul de pe Bulevardul Timișoara, surprinzător, nu a costat foarte mulți bani pentru investiția care este acolo. Cred că sunt în jur de 8 milioane de lei. Însă, ce este important este că 20.000 de metri pătrați din spațiu betonat cu gunoaie, era practic un mic depozit de deșeuri, a fost transformat în spațiu verde. Este adevărat, avem și alei, dar trebuie să luăm în calcul că din 20.000 de metri pătrați, cel puțin jumătate din suprafață se regăsește în spațiu verde, gazon, arbori plantați și plante perene, pentru că și aici este o discuție. Am refuzat să mai achiziționez, de când sunt primar, plante
timpurii dintre acestea pe care le tot schimbi în fiecare an și a mers, pe de o parte, pe logica plantelor perene, gen trandafiri, așa cum regăsim, spre exemplu, pe Bulevardul Iuliu Maniu, despre care aș vrea să vorbim puțin, pentru că este una, reprezintă una dintre cele mai importante investiții din sector. Dar și faptul că plantăm, spre exemplu, acolo unde avem plante timpurii, din producția proprie. Deci, practic, sectorul 6 astăzi nu achiziționează plante din alte surse. Ni le plantăm singuri, sădim singuri și le plantăm atunci când trebuie plantate. Vă spuneam mai devreme de Bulevardul Iuliu Maniu. Acest bulevard reprezintă, hai să spunem așa, cartea de vizită a sectorului nostru. Și cred că și pentru bucureștenii este același lucru. De ce? Pentru că, practic, este legătura orașului cu poarta de vest a orașului. Se merge către autostrada 1 și tot ce înseamnă tranzitul dinspre vestul României trece pe Bulevardul Iuliu Maniu. Un bulevard extrem de aglomerat, cu zeci de mii de mașini care îl traversează zilnic, cu mii de mașini care parchează sau parcau neregulamentar, iar astăzi avem aproximativ 70.000 de metri pătrați de spațiu verde refăcut integral. Și aici nu discut doar de scuar, discutăm de, inclusiv de spațiile verzi din fața blocurilor. Deci toate blocurile care sunt la fața bulevardului, am refăcut grădinile, am refăcut scuarul și inclusiv toate alveolele care sunt în proximitatea bulevardului. Mai mult de atât, este pentru prima oară când poți să vezi și tu bulevardul ăsta de la un cap la altul. Era plin de panouri publicitare care pur și simplu îți îngreunau vizibilitatea atunci când erai în trafic. Din punct de vedere arhitectural nu mai vorbesc, arătau foarte urât. Iar faptul că am reușit modernizarea lui și suplimentarea, spre exemplu, a locurilor de parcare cu aproximativ 1200 de locuri, asta arată foarte mult despre ceea ce am făcut acolo. Va trebui să închidem aici discuția. Timpul nu ne mai permite, din păcate, dar sigur o să ne mai revedem. Însă, ne-aș vrea să închei această discuție. Aveți un minut la dispoziție să ne spuneți de ce ar trebui locuitorii sectorului 6 să vă acorde un nou vot? În primul rând, pentru că în cei 3 ani și jumătate de mandat am arătat, am demonstrat că sunt un om care vrea binele acestui sector. Am capacitatea să fac lucrurile să funcționeze, pentru că vă spuneam mai devreme de investiții de peste 2 miliarde de lei în cei 3 ani și jumătate. Și mi-a plăcut întotdeauna să mă ghidez în viață după un motto simplu. E o chestie a mea personală. Dacă vrei, înseamnă că știi, și dacă știi, înseamnă că poți. Deci vreau, știu și pot, este motoul pe care eu mă ghidez în această luptă electorală pentru a câștiga un nou mandat și cred că locuitorii sectorului 6 au văzut în mine omul care poate scoate la suprafață administrația din acest sector, care din păcate an de zile a fost pur și simplu uitată de toți din administrație. Domnule primar, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Vă dorim mult succes. Urmează un an greu, o perioadă grea și vă dorim să treceți cu bine. Mulțumesc.